Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Silviu și astăzi vom vorbi despre cele mai importante evenimente din anul 2022. O vom lua cronologic și vom vorbi despre fiecare lună din anul care tocmai s-a încheiat. Și voi începe cu luna ianuarie, în care pe lângă faptul că nu a nins în București și a fost foarte frig, a fost și o lună în care s-au întâmplat multe lucruri interesante, cum de exemplu, pe 6 ianuarie, numărul 1 ATP la momentul respectiv, Novak Djokovic a plecat acasă. Adică i s-a anulat viza australiană după ce s-a prezentat cu un certificat COVID fals. Astfel, numărul 1 în tenis nu a participat la Australian Open, un Grand Slam. Următoarea zi s-a întâmplat ceva mult mai important și mai exact s-a realizat cu succes primul transplant de inimă de la un porc la un om, după o operație care a durat 8 ore. Primitorul este un bărbat din Statele Unite care, din informațiile mele, încă este în viață. Pe 18 ianuarie, Microsoft a cumpărat Activision Blizzard, celebrii creatori ai jocurilor Candy Crush și Call of Duty, cu o sumă modică de 70 de miliarde de dolari, marcând astfel cea mai mare tranzacție din lumea gamingului. Pe 30 ianuarie, Rafael Nadal câștigă Australian Open-ul, devenind tenismenul cu cele mai multe Grand Slam-uri câștigate, 21 la momentul respectiv, și între timp a mai luat unul. Acum vom trece la luna februarie. Pe data de 6, regina Elisabeta a II-a a devenit primul monarh britanic care ajunge la jubileul de platină, adică 70 de ani pe tron, iar aceasta a fost ultima aniversare a reginei. Pe 13 februarie are loc Super Bowl-ul american cu celebrul concert de la pauză unde au cântat Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent și mulți alții. Pe 21 februarie s-au încheiat Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing, în urma cărora Norvegia a plecat acasă cu un record de 16 medalii de aur. Acum am ajuns la luna martie. Pe 1 martie a avut loc premiera celui mai bun film al anului, conform topurilor specialiștilor, iar el se numește The Batman. Pe 18 martie a fost ziua mea, zi în care am împlinit 15 ani. Pe 27 martie au loc premiile Oscar, eveniment în cadrul căruia Will Smith i-a dat o palmă lui Chris Rock pentru că a făcut o glumă despre nevasta lui. Acum trecem la luna aprilie. Pe 1 aprilie, în Sri Lanka a fost declarată stare de urgență în urma protestelor violente care s-au petrecut acolo. Pe 6 aprilie au fost găsite rămășițele unui dinozaur, despre care oamenii de știință spun că ar fi murit exact în ziua în care un asteroid a lovit Pământul, în urmă cu 66 de milioane de ani, atunci când a început extinția. Pe 25 aprilie, Twitter anunță posibilitatea de a fi cumpărată de Elon Musk, pentru suma modică de 44 de miliarde de dolari. Pe 29 aprilie, legenda tenisului din anii 80-90, Boris Becker, este condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare, pentru evaziune fiscală. Acum am ajuns la luna mai. Pe data de 2 mai am vizitat studioul Kiss FM și am avut onoarea de a mă întâlni cu Ionuț Rusu și Andrei Ciobanu, ceea ce este o mare realizare pentru mine. Și persoana care este acum în studio, venită de jos din fața studioului, este chiar faimosul Silviu! Foarte bună dimineața! Cine ești? Foarte Silviu! Bună. Asta e, foarte bună dimineața, sunt Silviu! Silviu, da. Emoții puternice, hai, Silviu, hai. Publicitate! Pe 9 mai, portretul lui Marilyn Monroe este vândut la licitație cu suma de 195 de milioane de dolari, cea mai mare sumă plătită vreodată pentru o lucrare de artă americană. O zi mai târziu, Apple oprește oficial producția de iPod, după 21 de ani de revoluție a felului în care ascultăm muzică. Apoi Suedia și Finlanda își anunță intenția de a intra în NATO. Pe 26 mai, celebrul actor Ray Liotta moare la vârsta de 67 de ani. Pe 28 mai, Real Madrid câștigă UEFA Champions League, învingând pe Liverpool cu 1-0 în finală. Managerul Carlo Ancelotti devine astfel primul din istorie care a câștigat de 4 ori cel mai râvnit titlu din fotbalul european cu 4 echipe diferite.
O zi mai târziu, un bărbat costumat în femeie în scaun cu rotile aruncă cu un tort în tabloul Mona Lisa din Louvre. Frișca a atins doar sticla și evident că tabloul nu a pățit nimic. Pe 2 iunie, toată planeta privește procesul civil dintre Johnny Depp și Amber Heard. Pe 18 iunie, Academia Americană de Film a publicat o scrisoare de scuze pentru ceva ce au făcut acum 49 de ani. Și mai concret, această femeie a venit pe scenă în locul lui Marlon Brando atunci când actorul a câștigat un Oscar pentru rolul din Nașul 2, iar toată lumea a râs de ea. Acesta a fost videoclipul în care v-am prezentat cele mai importante informații din primele 6 luni ale anului 2022 și voi posta în curând tot aici pe canalul meu de YouTube și partea a doua, în care vă voi prezenta cele mai importante evenimente din celelalte 6 luni ale anului 2022. Până atunci ați putea aprecia munca depusă de mine la acest videoclip cu un like, abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru că vor mai urma și alte videoclipuri cel puțin la fel de interesante ca și acesta. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu mare drag și data viitoare. Vă pup! Bye-bye.